Ca în fiecare an de sărbătoarea Înălțării Domnului, se aduce și un omagiu eroilor neamului căzuți pe câmpul de luptă. Așa că în majoritatea statelor Țării Făgărașului a avut loc astăzi festivități specifice de puneri de coroane și flori la monumentele eroilor. La Făgăraș, evenimentul a fost ceva mai deosebit și asta întrucât s-a marcat locul printr-o cruce pe care va fi amplasat viitorul monument al eroilor. Moment solemn astăzi lângă Catedrala Ortodoxă din centrul orașului. Autoritățile locale, cadre militare, dar și elevi de la școlile din oraș și zeci de făgărășeni au participat la un ceremonial închinat Zilei Eroilor. Evenimentul a fost mai deosebit în acest an și asta întrucât astăzi s-a marcat printr-o cruce locul pe care va fi amplasat monumentul eroilor. S-a revigorat un program în care este prevăzut ridicarea unui monument al eroilor în municipiul nostru. Țin să scot totuși în evidență că eroii neamului nostru trebuie respectați. Locul unde va fi amplasat monumentul a fost sfințit de către un sobor de preoți. Căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori pentru libertatea și demnitatea noastră. În loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea și suspinarea. Și toată greșeala ce-a făcut-o ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, Dumnezeu iartă-le lor. A urmat apoi ceremonialul de depunere a coroanelor din partea autorităților locale, dar și din partea școlilor și a partidelor politice. Asociației veteranilor de război din Făgăraș. Au fost 900 de oameni care au murit în țara Făgărașului de-a lungul timpului în cele două războaie mondiale, eroi pe care trebuie să-i răsplătim, trebuie să le acordăm onoarea cuvenită. Acesta este motivul pentru care, cu binecuvântarea Mitropoliei Ardealului și cu sprijinul Școlii de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte, am marcat astăzi locul prin semnul creștinătății pe care va fi ridicat monumentul eroilor din toate timpurile din țara Făgărașului. La sfârșit, toți cei prezenți au asistat la o defilare a gărzii de onoare.